Astăzi voi vorbi cu tabla Ouija pentru prima dată în 2023. Bine v-am găsit, băie și fete, la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Sper că aveți o zi minunată, fraților, deoarece astăzi, după cum puteți vedea, ne aflăm în fața tablei Ouija, deoarece am niște întrebări super, super interesante. N-am mai făcut un episod în care răspundeam la tabla Ouija, efectiv, fraților, de peste 6-7 luni de zile, deci efectiv, sau chiar mai mult, poate chiar aproape un an. Așa că am zis că, având în vedere că s-a făcut 2023, haideți să readucem tradiția la viață și să vedem care-i treaba. Vom folosi acest site super, super ciudat, care, după cum puteți vedea, este abandonat din anul 2008, pentru că zice aici ce se numește Brain Jar Ouija, din 1999 până în 2008. Din 2008 nu se știe ce s-a întâmplat, o fi că ăsta, cum îi zice, cel care a făcut site-ul, a vorbit cu tabla Ouija, a supărat-o și aia a fost. Și ce zic? Ei bine, fraților, videoclipul de astăzi o să fie interesant pentru că am niște întrebări mai ciudate pentru tabla Ouija. Mai exact, fraților, azi dimineață am primit un videoclip pe TikTok, probabil, poate ați primit și voi genul ăsta de videoclip, unde zicea: "This video is for you, you are being followed by a demon." Adică, cică, un demon mă urmărește. Acum s-ar putea să fie doar un videoclip de la făcut pe TikTok ca să facă vizualizări și like-uri, dar totodată există o șansă de 0,0001% ca acel videoclip să fie adevărat. Așa că o să încerc să vorbesc cu tabla Ouija și să o întreb dacă ea cumva știe vreun demon care mă urmărește sau poate are vreun tovarăș care știe pe alte care mă urmărește. Nu știu, urmează să aflăm. Prima dată, desigur, fraților, deci este foarte simplu. Ask your question, aici o să ne punem întrebările și aici o să vină răspunsul. Deci prima dată, desigur, vom pune întrebarea. Prima dată, fraților, desigur că vom pune întrebarea clasică, care știți că trebuie să fie pusă de fiecare dată când începem un dialog cu tabla Ouija. Mai exact, is anyone here? Punem aici și se duce în stânga. Yes, da, desigur că este cineva aici, că dacă nu era, nu puteam să vorbim. Bun, următoarea întrebare este: what's your name? What's your name? Da, hai să vedem, care este numele tău? Să vedem ce o să răspundă. F, ok. U, T, ok. Tu, ok, băieți. Future. Ok, bun, s-ar putea ca la început să vi zis un cuvânt urât, îmi cer scuze. A, future, H, A, Haz. Hazi. Ok, vorbim cu Future Hazi, se pare. Băi, bravo ție, frățiorul, că ai un nume așa interesant, ok. Deci, da, persoana cu care vorbim se numește Future Hazi. Hai să vedem. Întrebăm prima dată dacă este un demon sau nu. Gen, are you a demon? Hai să vedem, ești un demon sau nu? Gen, ai, gen, ori e un demon, ori e un înger bun. Ask, are you a demon? No! Ok, that's good, that's good, ok. Bun. Bun, deci ok, fraților, bun. Haideți prima dată, deci eu trebuie să aflu dacă sunt urmărit de un demon sau nu. Haideți să lăsăm puțin întrebarea asta deoparte și să începem să, cum zice, să cunoaștem spiritul ăsta, da? Hai să lăsăm aia cu demonul, o lăsăm gen peste 5-6 întrebări. Prima dată, how old are you? Hai să vedem, câți ani ai? Hai să vedem, let's go. No. Bro, mi-a zis nu? Nu vrei să-mi zici? Bro, nu vrea să-mi zică? What is your age? Care este vârsta ta? Frățior, cred că nu vrea să-mi zică. L. E. Băi, zi, bă, nu-mi zi liv. Te rog, nu zi liv. Oh my god, fraților, bă, mă sperie. Bă, te rog, de ce nu poți să răspunzi la întrebare? Liv, fraților, o să-mi zică liv. O să zic că să plec, mamă, deci nu-mi place, nu-mi place liv. A zis liv, ok. Bun, liv, mamă, nu vreau să plec. Hopa, stai că mai e ceva. Leave me... Ah, cred că o să zică leave me alone, probabil. Lasă-mă în pace. Leave me, lasă-mă în pace. Leave me alone. Bun. Leave me... N... Ia, bă, nu. O... Leave me now. Hopa! Deși că să las... Ia. Să las acum, gen, leave me now pe moment. Leave me now, lasă-mă acum. Stai puțin. Am I disturbing you? Te deranjez?
Întreb și eu, fraților, gen, că se pare că nu vrea să-mi răspundă. Am întrebat câți ani are și prima dată mi-a zis nu, după mi-a zis să nu bag... Am I disturbing you? No. Ok. Ok, destul de ciudat. Și acum zic... mai întreb o dată, how old are you? Mai întreb o dată, fraților, gen, bă, zi-mi câți ani ai. Hai să vedem. How old are you? Yes. Nu vrea să-mi răspundă, fraților. În fine, bun. Hai, trecem peste asta. Trecem peste how old are you. Hai să zicem where are you from. De unde ești, da? Deci se pare că nu vrea să zică câți ani are. Where are you from? De unde ești? Hai să vedem. L. Ok. O. L. O. C. A. Location, vrea să zică location? Ba nu. Location. Where are you from? Location. Ce vrea să zică? Location cum? U. Oh my god, bro, what? Bă, fraților, știi ce vrea să scrie? Location unknown. Gen, locație necunoscută. Holy shit, proprio. Acum tabla Ouija nu mi-a mai zis niciodată chestia asta. Întotdeauna erau d-alea, cum îi zice, glume d-alea proaste. Gen, de la tine în dulap, la tine la ușă. Oh my god, uitați-vă, îmi zice location unknown. Gen, locație necunoscută. Ok, deci tabla asta Ouija nu se joacă. Nu-mi place, fraților, nu-mi place că nu se joacă. Gen, ok, location unknown. Am înțeles, deci băi, e foarte, foarte misterioasă. Domnul Future. Future este foarte, foarte misterios. Bun, hai să întrebăm. Deci nu vrea să zică where are you from. Nu vrea să ne zică câți ani are. Hai să întrebăm gen, de unde ești? Where are you now? Where are you now? Unde ești acum? Where are you now? Unde? Where are you? Unde ești tu acum? Ia. Hai să vedem. N O Not Not, ia, yeah, not ce? Not H E R Not her Not here. Nu sunt aici, ok, am întrebat where are you, face not here. Bun, deci bănuiesc că spiritul ăsta nu este în cameră cu mine, foarte bine. Deci băi, fraților, efectiv, practic mi se răspunde indirect la întrebare că nu sunt urmărit de vreun demon. Dar de fapt a zis și la început că nu este demon. Hai să vedem, how did you died? Cum ai murit? Hai să cunoaștem spiritul ăsta, jumătate profesorul Future. How did you died? Cum ai murit? N O Not How did you died? Not C L E A R Not clear. Cum adică not clear? N-am pus întrebarea bine. How did you died? Why did you died? Bă, dar stai, are you dead? Întrebăm direct, are you dead? U N K No, mamă, iar zicea unknown. Bă, fraților, bă, ce-i cu demonul ăsta? N-am mai prins niciodată așa ceva. Iar zicea unknown, ci că, unknown. Deci nu vrea să-mi răspundă la absolut nimica, bro. Bro, efectiv nu vrea să-mi răspundă la... Am întrebat dacă e mort, nici acum nu vrea să-mi răspundă. Ok, hai să punem altă întrebare. Hai, deci fiți atenți, fraților. Fiți atenți cum facem, da? Deci facem altcumva. Do you have friends? Ai prieteni, domnule demon? Do you have friends? Yes, ok, 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 bun, perfect, bravo, bravo. Deci ai prieteni, sunt foarte fericit pentru tine. Can I talk to your friend? Hai să vorbim cu altcineva, fraților. Deci pe bune, can I talk to your friend? Gen, pe bune, vreau să vorbesc cu altcineva, că tu ești cam prea secretos, să zic sincer. Can I talk to your friend? No. Ok, nu mă lasă.
Ok, bun. Atunci, fraților, fiți atenți. Hai să nu mai ocolim calul din sufragerie, cum se zice, și întrebăm. Can I ask you a question? Poți să spun o întrebare? Nu. Ok, bun. Facem mișto de mine, bun. Hai să vedem și punem. Prima dată o întreb, are you following me? Mă urmărești tu pe mine? Mă urmărești? Yes. Ok. Ia asta spați-o, gen. Did you lie to me? M-ai mințit, gen? La... S-ar putea să mă fi mințit la celelalte întrebări? Ia. Yeah. Mă. Cică, did you lie to me? Hai să vedem. Mă. A. Oh my god, o să zică maybe. Bro, maybe. M-am întrebat dacă m-a mințit. Fraților, bă, asta e cea mai nenorocită fantomă din lume. Maybe, efectiv, cică, s-ar putea să mă fi mințit. S-ar putea. Trebuie că mai e ceva. Maybe. L. Poate mai târziu. Maybe later. Asta cred că v-ați zic, later. Bro, asta e cea mai nenorocită fantomă pe care am, pe care am văzut-o. Ok. Hai să punem întrebări serioase. Hai, deci hai să punem întrebarea pentru care m-am adunat aici, practic. Am I being followed by a demon? Sumei de un demon? Nu! Let's go! Let's go, fraților! Aia voiam să știu! Bun! Eu mi-am făcut treaba. Am vorbit cu tabla aici, acum o să plec. Can I leave? Pot să plec? Let's go! Yes! Bun, fraților! Păi atunci îi dau goodbye-ul! Hai să vedem! Băi, aici a fost foarte, foarte mișto! Îi dau goodbye-ul și oficial am ieșit de acolo! Bun, băi și fete! Asta a fost conversația mea cu tabla Ouija pe 2023! Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm seria asta, gen, și vreți să fac anumite episoade în care, nu știu, să aflăm când o să murim, ce o să se întâmple, nu știu ce, în care să vrem cu tabla Ouija, scrieți la comentarii! Eu am fost Marusiancu, m-am babetos și vă urez o zi minunată! Pa, pa!